e ușor dramatic. Șef, băi, am făcut o lucrare cu Marian. Nu aia care a filmat-o tu, alta. Care să zic, el îmi transmite așa, nu îmi transmite. Eu mă emoționez din mai multe lucruri, știi? Și sigur, deja am sentimentul grav, dacă înainte nu era grav, acum e, pentru că el nu mai e, știi? Și am făcut un portret cu o zi înainte care era foarte interesant și foarte grav. Și eu eram pe tonusul ăla grav. Și eu am momente când am terminat ceva, după aia pe sentimentul ăla grav încerc ceva și încerc o temă florală. Pentru că vreau să merg pe o temă, pe tema florală cu sentimentul grav. Atunci reușesc să pun pe sentimentul respectiv violetul. Când pui violetul, este foarte grav. E ca și cum vorbești despre moarte când pui violetul. Și dacă îl pui în relație cu verde, e lupta între viață și moarte, știi? Și tot așa am mai făcut o lucrare care mi s-a părut extraordinar, care eu am și acum și cer foarte mult pe ea. Nici nu discut. Pentru că cu starea asta nu mă întâlnesc în fiecare zi. E o stare gravă. Nu vreau să stau tot timpul în starea asta de gravitate. Pentru că asta te duce la balamă. Dacă stai numai în grav, mă spânzur, devin depresiv, știi? Și nu mă feresc. Dar când pot să mușc din marginea aia prăpastiei, să văd ce e acolo jos, cum se zice poetic, fac. Și pot să, și la aia se vede că e făcut, mă, lucrarea am făcut-o în 10 minute. Pam, 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 știi? Ca și cum aș fi boxat. Ca și cum l-aș fi bătut pe Marian, cum l-am bătut odată, pentru că m-am furiat atât de tare. Da, mă, chiar l-am bătut pe Marian anul trecut. Nu l-am bătut, nu, m-a lovit cu o mătură. Și mi-a zis că-s boșoroc și că nu știu ce. Zic, da. Pac, 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 care a luat o mătură mare și a vrut să-mi spargă capul și să-mi spargă ușa. Am ieșit de după ușă și ca o panteră am sărit cu el, l-am băgat în zid acolo și bum, 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 așa ca la box. Eu care nu mă pricep, dar eu joca într-un film, știi? Și săracul mare a început după aia să plângă și zice, da, mă bați, nu știu ce. După care, băi, a fost așa de dulce, l-am pupat, știi? Și săracul de el a fost. După care îmi vine cu poliția. Aici la ușă, la atelier. Și a zis, da, m-a bătut, nu știu ce. Și bineînțeles că mi-a zis față de poliția ceva foarte urât. Și băi, i-am zis eu polițienii ce s-a întâmplat, zic, vâna ta aia nu-i de la cum nimic, într-un sfert de oră, nu se negă. Nu. Bref, se trezește Marian și bătut și cu amendă acasă. Auzi, George, pe care tot eu i-am plătit pe jumătate. Ai, da, vezi cât e de frumoasă povestea în final. Dar el zice, sigur, a fost și bătut și cu amendă. Păi dacă te pune să spui prostii, asta e o prostie, nu vă zic, dar așa e. Bref, Șerbane, aici lângă tine și cu portretul lui George. Nu că ai mai îmbătrânit, asta e altă poveste, dar acolo vorba ta zice. Este tot în atelier. Cine? Gata.